Doamne, astăzi te laud din toată inima mea, împreună cu toți cei ce ascultă și citesc acum aceste cuvinte. Pleacă-ți urechea la sărmana nădejde a noastră, a celor ce îți cuvântăm acum ție, și lucrează tu la înfăptuirea nevoilor noastre. Primește această rugăciune și adu-ți aminte de lauda noastră. Doamne, astăzi voi face din tine bucuria și veselia mea și voi cânta numele tău și voi împărtăși minunile tale. Ai milă de mine, Doamne, căci eu, ca un om, greșesc în fața ta. Dar tu, ca un Dumnezeu bun și iertător, primește-mă din nou în brațele tale și copleșește-mă cu darurile tale. Cei răi spun așa, Doamne, Domnul nu ajută, căci Domnul nu există. Ei râd în mândria lor de cei credincioși și îi batjocoresc și îi nesocotesc. Cei răi nu caută neprihănia și încă se fălesc cu poftele lor. Gurile lor sunt pline de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri, iar sufletul lor e mâncat de răutate și de fără de lege. Dar eu dorm cu liniște și mă trezesc tot cu inima împăcată, căci eu cunosc numele Tău, Doamne, și caut să nu calc poruncile Tale. Eu pun nădejdea mea în Tine și în minunile Tale. Amin. Iisuse Hristoase, Dumnezeul și Mântuitorul meu, Cel ce ești pentru mine izvor nesecat de bucurii și de minuni, fii Tu alături de mine și în această zi și ține-mă aproape de cele sfinte. De va fi să întâmpin greutăți, fii-mi Tu ajutător. De va voi cineva să mă întristeze, fii-mi Tu mângâietor, iar de cel viclean mă va împinge spre păcat, fii-mi Tu iertător și dă-mi să văd cât de mare este mila Ta, căci eu doar pe Tine te cunosc și te recunosc ca atot puternic Dumnezeu și doar în fața Ta mă înclin cu deplină credință. Astăzi și mâine, și până în vremea de apoi. Amin. Împăratul meu prea bun și nădejdea mea, bucuria celor mâhniți și acoperitorul celor necăjiți, vezi-mi Tu nevoia, vezi-mi necazul și ajută-mă ca pe unul neputincios. Numai pe Tine te am, Doamne, ca să mă păzești și ca să mă acoperi. Tu poți face tot binele și daruri cinstite ți se cuvin numai ție. Tu te arăți mai înalt decât toate făpturile cerești și pământești. Prin Tine am cunoscut pe Fiul Tău și m-am învrednicit de sfântul trup și de prea curatul Lui sânge. Nu înceta a căuta spre mine, Doamne, și izbăvește-mă de sfatul celui înșelător și de toată primejdea, ca nevătămat de toată lovirea cea înveninată să mă aflu și nevinovat să mă găsesc atunci când numele ți-l cânt. Păzește-mă și ajută-mă, căci toată nădejdea mea e în Tine. Amin.
și anume această carte care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața. Este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!